Suntem la Vaslui, un oraș foarte frumos, un oraș cu fotbal care joacă în marile ligi europene și cu minifotbal care tocmai a intrat în Federația Română de Minifotbal. Spuneți-ne câteva cuvinte despre cum a început proiectul acesta. Solicitarea a venit din partea Federației. De fapt a fost nu o solicitare, ci o propunere de a intra și noi pe harta minifotbalului românesc. Spun eu că a găsit Federația ușă deschisă și niște oameni care duceau dorul unei competiții organizate. Pentru că minifotbal la Vaslui a existat într-o formă mai puțin organizată. Sunt 16 echipe, din câte am înțeles acum la startul primei ediții de campionat. În ce formulă vor juca? Este ceea ce ne-am propus, un campionat cu 16-18 echipe. Vom juca doar turul campionatului. La sfârșitul celor 15 etape vom avea 8 echipe clasate în frunte. Echipe ce își vor disputa în sistem play-off titlul de campioană și cel de vicecampioană și rămânerea în Liga 1. Urmând ca echipele clasate între locurile 9 și 16 să dispute un play-out, la sfârșitul căruia 4 echipe vor beneficia, eu știu, de o prezență și în anul viitor în Liga 1, iar ultimele 4 le vom considera retrogradate într-o Liga 2, ce sperăm să aibă un număr de 12 echipe începând cu campionatul 2012-2013. Dintre componenții acestor echipe sunt jucători din fostele echipe de fotbal mare? Da, avem jucători care au activat la toate nivelurile, începând cu Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1. Unul chiar a agățat începând de anul acesta ghetele în cui pentru fotbalul mare, nu și pentru cel mic. E vorba de fostul jucător al Vaslui și al altor echipe cu nume sonore în Liga 1, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Bogdan Buhuș, bârlădean de-al nostru, dacă îi putem spune așa. Între formațiile prezente în acest campionat există deja vreo favorită pentru titlu? În opinia noastră pe care... Da. Sincer, probabil câștigătoarea acestei ediții va fi Finanțe Publice, după ce informația... Au bani mulți? Nu au bani mulți, au jucători mulți, valoroși. Sunt jucători cu state vechi de plată, au jucat fie la fotbal în sală, fie la fotbal profesionist, divizie C, B, A și cred că acest lucru îi recomandă ca fiind principala favorită. Ați discutat deja cu ei despre minifotbalul din restul țării, în sensul că există un turneu național, există Cupa României, probabil că băieții s-au montat deja ca să participe la acest turneu. Noi am promovat acest campionat, inclusiv prin asocierea lui cu ceea ce se întâmplă în țară, cu ce urmează să se întâmple, cu finalitatea acestor campionate. Oamenii au fost încântați și și-au exprimat disponibilitatea de a participa și la fazele următoare. Sperăm ca cei mai buni să câștige și să avem o reprezentantă care să ne facă cinste la campionatul național. Astăzi primul meci s-a disputat între echipa Fortuna, te-am înțeles, și încă... Și Zimbru. Și Zimbru. Așa, după părerea noastră, cum a fost primul meci? Eu cel puțin am văzut două echipe tehnice. Asta în primul rând am remarcat. Un început timid, cred că în primele 5 minute, după care jucătorii cu valențe tehnice au ieșit la rampă. Scorul la pauză deja era 2-1 și spunem noi că a fost un pas bun. Un prim pas bun, un pas care a promovat ideea noastră de mini-fotbal și de spectacol în același timp, pentru că ne propunem ca din aceste campionate câștigați să iasă nu numai cei care joacă efectiv, ci și cei care vin să privească. Mai trebuie remarcat un lucru, meciul s-a desfășurat, cel puțin prima reviză pe care am urmărit-o, într-un spirit de fair play, de săvârșit. Băieții au jucat, nu s-au certat.
Da, asta ceea ne dorim, ce sperăm să fie... asta ne dorim, să promovăm corectitudinea care ne lipsește din ce în ce mai des. Și eu știu, haideți să spunem, o formă de prietenie și de înțelegere prin acceptarea partenerului de întrecere. Intenționați să organizați la Vaslui și turnee cu echipele din alte județe? Noi deja avem o solicitare către Federația Română de Mini Fotbal pentru a organiza în această primăvară turneul zonal al cel care organizează Federația de Mini Fotbal. Să sperăm că vom și obține această organizare, pentru că eu cred că ar putea să popularizeze mult mai bine acest sport în rândul vasluienilor. Am remarcat la deschidere și prezența domnului viceprimar al Vasluiului, înseamnă că există și o preocupare a autorităților locale de a sprijini acest sport și de a sprijini în general mișcarea. Da, venim într-o zonă, dintr-o zonă cu o economie destul de subțire și pentru a desfășura niște activități e necesar ca mai mulți factori să-și dea mâna. Zic eu că am găsit înțelegere la primăria Vaslui, la agenții economici locali, la presa locală și fiecare a adus câte puțin, dar am reușit să punem acel puțin cap la cap și să ne prezentăm la startul competiției cu fruntea sus. Noi vă dorim mult succes, să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși la anul la campionatul național și să transmiteți tuturor echipelor încă o dată baftă, să le fie bine, cât am putut mișcare. Mulțumesc! Mulțumim.